Dumnezeu să vă binecuvinteze oriunde v-ați afla. Mi-e tare drag să încep așa filmulețele și chiar doresc binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți. În târgul în care am filmat, am încercat să-l postez mai repede, dar fiind semnalul slab, nu știu de ce, n-am reușit să-l încarc în timp util, cum am gândit eu acum. No, dar în final am reușit să-l încarc. Mă bucur că l-ați și văzut. Și acum ce vreau să vă spun, mare lucru nu am cumpărat de aici din târg, adică n-am cumpărat mai nimic. Am cumpărat o jucărie, o păpușică frumoasă pentru una dintre nepoate, despre care știți bine că jucării nu postez aici în filmuleț pentru că se uită și ei și atunci să fie o surpriză, o surpriză. Dar i-am cumpărat aceste tacâmuri, uitați ce frumoase sunt. Este pentru copii când vin la mine să am cu ce să-i servesc. Scrie acolo, nu știu exact, dar 18 pe 10, dacă se vede foarte bine acolo. Și am înțeles tot de aici pe YouTube, mi-a spus cineva că înseamnă că este inox de cea mai bună calitate. Nu mă pricep eu la aceste coduri, dar vizibil mi-am dat seama că este ceva foarte... Pe fiecare este scris acest cod. Nu știu dacă reușesc să-l focalizez, n-are importanță. Trebuie să mă credeți pe cuvânt. Dar sunt de o calitate superioară, se vede și la ochi. Poate ați văzut acolo când ne-am și târguit, o cerut 2 euro pe... Deci 1 euro pe set. Și zic că dacă le cumpăr amândouă, dacă mi le dă la 1 euro jumate, și așa le-am cumpărat la 1 euro și jumătate. Uitați ce frumoase sunt! Ce frumoase sunt, oarecum să le pun în ordine. Așa. Bun. Ca să arate frumos pe camera. Bun, uitați ce frumoase sunt. Însă, cum le place și la copii să mănânce ca și adulții, atunci le trebuie și lor cuțit, furculiță, lingură, ora exactă. Deci am reușit să le, sterilizez, deci le curăț, le sterilizez, le pot direct utiliza pentru a le pune în bagaje. Bun, mai departe. Deci cam atâta din târg, deci doar o păpușică și aceste tacâmuri, dar vreau să vă arăt și trei colete. Am aici, cu unul vine soțul imediat. Cu unboxing-ul de pe AliExpress. Cum v-am spus că am făcut ceva cumpărături. Aici să vedem ce avem noi aici. Nu știu exact acum ce trebuie să ajungă aici. Dar ia să vedem noi. Mi-am luat căști și eu în final mi-am luat căști, măcar că nu prea le suport. Dar am să încerc acest tip de căști. Poate că o să îl pot folosi ca să mă auziți și voi mai bine. Ia să vedem noi ce fel de căști am primit eu aici. Așa, am și cablu de încărcare. Așa, căștile, așa, au fost 2 euro și ceva, mi le-au dat la ofertă, că altfel nu le cumpăram, că cu
gândul că poate nu o să le folosesc, că nu dau eu bani pentru așa ceva. Bun. Am reușit să dau jos și acum oare cum se deschide, nu știu. Așa, bun. Hai să vedem. Deci o cască se pune aici. Wow! Și una aici. Deci amândouă căștile îmi sunt încărcate 89%. Acum urmează să le pun la telefon și să vedem cum reușesc și să aud prin ele și să nu mă deranjeze. Le pot încărca exact cu cablul de la telefon. Am același cablu de încărcare. Nu știu de ce nu am aprins o lumină aici. Poate ne ajută un pic mai bine. Așa, se vede. Bun. Și acum deci căștile mi sunt încărcate și am înțeles că în momentul în când le pun în cutie, se încarcă automat. Bun, deci asta am cumpărat. Mai departe, lăsăm căștile să se încarce. Și mi-a mai venit aici un așa, să reușesc să-l deschid. Doar această cremă. Ia să vedem noi. E o cremă de metal cu care o să pot umbla și în fierbinte. Alea de plastic toate se topesc, dar astea rezistă la fierbinte. Uitați ce frumoasă e! Dar asta am luat-o că vreau să i-o dau la nora mea. Ea le folosește foarte mult cremele, ce am eu mie mi-e suficient. N-am găsit ceva în târg care să mă mulțumească. Aici nu am în România, mai am ceva creme de silicon de care mă gândesc că i-ar trebui, dar nu. Acum am sperat că găsești aici. Dacă nu l-am de pe AliExpress, în final îi cumpăram din magazin, vă dați seama. Dar asta mi s-a părut că e o cremă chiar foarte, foarte bună, e destul de lungă ca să nu te stropească când lucri în tigaie și asta vreau să, cu ideea asta am luat-o ca să-i o fac ei cadou. Bun, apare și soțul cu cel din urmă colet de astăzi. Și vreau să vă arăt un truc. Aici avem adresa și numele și ca să le arunc la gunoi. Etichetele astea cu o brichetă se pot ascunde așa adresa foarte bine. Uitați cum se înnegrește și nu se mai vede nu se mai vede adresa. Uitați. Opa. Așa. Cred că mi-e gata bricheta și de aia nu face figuri, e gata gazul. Dar uitați cum am ascuns. Și așa pot să pun la gunoi să nu se vadă adresa, să nu dăm prea multe detalii. Bun, v-am arătat și acest truc. În unboxing, iar ai primit un pachetel. Da, hai să vedem ce pachetel e ăsta. Ia să vedem. Și un brenuț pentru telefon. Wow! Un brenuț pentru telefon și poți să-mi las la soare, pe bord. Ce repede au venit! Asta vine de vreo 5-6 zile. Umbreluța pentru telefon. Și unde pui telefon? Pe așa, îl pun deasupra la telefon. Ce tare. Pun așa deasupra la telefon și atunci pot să stea telefonul în soare.
Wow, ce tare! Umbreluță pentru telefon. Uitați ce micuță e. Și se face și de design, tot. Așa e, ce faină e. Da. Asta ca să poți să-ți prinzi telefonul, să ți-l lași la soare sau pe bord, știi? Mm-hmm. Bun. Deci asta e una. Deci, v-am prezentat cheltuielile din târg. Așa. Și ce mi-am cumpărat de pe AliExpress. O să încerc și căștile, dar nu am timpul necesar acum. O să atașez în colteră și meniul zilei și ne vedem cu o nouă filmare. Meniul pentru astăzi este... Facem separatisme, dragul meu, separatisme. Cei ce ne cunosc știu că da. Eu nu prea mănânc brânzeturi. Sunt Bun. Un pic mai dificil la brânzeturi și lapte. Da. Și atunci am făcut, mie îmi place, eu am făcut spaghete cu mozzarella și camembert. Așa, uitați ce bine arată. Și eu am mers pe clasic. Da, spaghete cu sos de roșii, busuioc, da, oregano. Oregano și chiftele. Și chiftele din pește. Pește. Asta este meniul pentru astăzi. Acum fiecare le poate combina, dar o inspirație poate sunt pentru cineva. Da. Multe binecuvântări!